Salutare, oameni buni, pentru astăzi ziua de marți vă propun un bilet cu meciurile. Avem etapa intermediară în Anglia, Burnley cu Man United, un sezon foarte bun cu foarte multe victorii pe a doua poziție după Liverpool, dar la egalitate de puncte. Leicester 32, Tottenham 29, Manchester City 29. Foarte apropiate majoritatea echipelor, cam 2 goluri pe meci. Are și meciul în care a marcat, iată, 6 goluri cu Leeds, 3 goluri cu Sheffield, 33 de goluri marcate până acum în cele 16 etape. Burnley pe la coadă, aproape de zona retrogradării, 4 victorii, 4 egaluri, foarte puțin marchează, doar 9 goluri. A primit 20 de goluri, nu a primit chiar foarte multe, dar destul de slabă. Recent are victorii cu Wolves, egalul cu Aston Villa 0-0, victoria cu Arsenal. Arsenal știm că a fost într-o perioadă foarte proastă atunci, cu Burnley la fel, a avut aceste 2-3 victorii acum, mare, mare miracol că a reușit să le obțină. Oaspeții 2 plus au cotă de 1.47, aceeași cotă ca cota la victorie, o să pun oaspeții marcheze 2 plus. Din România, Universitatea Craiova Sepsi, Craiova o perioadă destul de grea, foarte multe absențe, meciuri câștigate la limită, în afară de meciuri cu Tași și cu Gaza. Craiova joacă mai bine pe teren propriu, dar întâlnește pe Sepsi, o echipă foarte bună, care a marcat 24 de goluri, a primit 3. Și Sepsi vedem că are 3 victorii, 2 egaluri în ultimele meciuri, chiar cu FCSB a făcut un egal 1-1 și a jucat foarte bine, dar oricum e o echipă solidă care a bătut pe Gazimetan și pe UTA cu 3-0 în ambele meciuri, 24 de goluri marcate, deci un gol averaj, mult mai multe goluri marcate decât Craiova. De primit, nu au primit nici foarte mult, doar 13. Au primit cu Botoșan, de exemplu, 2 goluri, cu Chindia au bătut 2-1 și nu va fi deloc ușor pentru Craiova. Meciul este echilibrat, cotele sunt aproximativ egale, 2-30 cu 3-20 Sepsi. Să joc 0-3 gol la cote de 1-21. Apoi următorul meci din Spania, Atletico Madrid cu Sevilla. Atletico Madrid, o echipă foarte puternică, prima în clasament. Au pierdut în cupă ultimul meci, dar acolo evident că au introdus mai multe rezerve și că evident că nu i-a interesat acea competiție de ținta lor și au șanse mari să îl câștige. Sunt pe primul loc și au și două meciuri în minus față de Real Madrid. Deci au avut victorii foarte multe, majoritatea cu 1-0, 2-0. Goluri primite doar 4 în ultimele 11 etape. Ăștia de la Sevilla au avut și ei victorii bune, 1-0 cu Valencia, 2-0 cu Villarreal, un egal cu Betis și apoi 3-2 cu Sociedad. A fost un meci nebun, acolo s-au dat 4 goluri în primele 15-20 de minute ale meciului. Normal, și Sevilla nu prea dă multe goluri, între ele va fi echilibru. Normal, Atletico, joc drone bet DNB1 pe Atletico Madrid. Adică dacă se termină egal, primim cota 1. Olanda, viteze cu Utrecht, viteze o echipă mult mai bine în clasament, undeva pe locul 6. A avut victorii, 3 victorii în recenta formă. Utrecht a avut egaluri, egaluri 2-2 cu Alkmaar, cu Groningen 2-2, cu victorii cu MN 3-2, cu Fortuna Sittard 1-1, a pierdut cu Ajax 1-4-5. Înainte era foarte multe meciuri, 1-1, de obicei primește goluri mai ușor. Eu o să mizez pe viteze, marchează la cota de 1.17. Din aceste 4 meciuri avem o cotă de 2.89. Asta e biletul meu pentru ziua de marți, 12 ianuarie. Mersi de atenție, baftă la pari.